Iar acum să mergem mai departe la prima noastră invitată, care este o prezență mereu plină de energie tonică. E actriță, designer de interior, șefă de șantier, soție, mamă. Să știți că ne-am mai vizitat de mai multe ori, dar ne place de fiecare dată când vine pe la noi. Andreea Ibaca! Bună ziua și bine ați revenit în platoul emisiunii noastre, doamna Andreea. Ce faceți? Cum bine sunteți? Bine m-ai descoperit că eu stau acolo de câteva săptămâni. Da? Da. Oh, doamne! Bine că te menții perfectă și exact cum trebuie. Unde vrei să stăm? La bar sau pe canapea? Unde te simți tu confortabil? Aș vrea să mă remarc aici. Te rog frumos să luăm un loc la bar și să ne facem remarcați. Aici, nu? Iată, o să țin eu scaunul. O să avem și telefonul telespectatorului ca să vedem ce mesaje au telespectatorii pentru noi. Okay. Și vrem să te întreb ce faci, cum să te prezint. Actriță, designer de interior. Zim tu care să fie. Asta-s pentru mine? Nu, asta cu lămâie e pentru mine. Dacă vrei apă cu lămâie. A, tu ai tratament preferențial. Am tratament, apă cu lămâie. Da, clar. Se vede când ai pile. Dacă vrei, ai vorbit un pic în intro, am văzut, despre pasiunile mele. Acum n-aș spune că sunt o profesionistă, nu sunt un designer de interior, dar da, sunt diriginte de șantier de ani buni. Și acum 8 ani, cred, prin 2016, am făcut niște cursuri de design interior. Nu știu cum să stau, să nu stau cu spatele la tine. Nu, nu stai cu spatele, chiar stai foarte bine, serios. Am făcut, da, mă pasionează foarte tare domeniul ăsta și de atunci urmăresc toate tendințele, știu tot ce mișcă, pot să mă întreb la metru pătrat, la metru cub. Adică ți-ar plăcea să fie asta meseria ta în viitor? Nu știu dacă aș duce-o atât de departe, dar am pus în practică în ultimii ani, renovând pe la noi, pe la prieteni, pe la ei mei, acum uite, de exemplu, ei mei se mută. Deci ai făcut practică. Asta, da, am pus cu vârf și îndesat, urmăresc toate conturile alea care... cu ajutorul inteligenței artificiale, amenajează foarte eficient spații mici, știi, cu soluții de depozitare ingenioase și așa. Eu acum ți le visez și ți le zic eu din cap, mi-arăți un 3D și am foarte multe idei și îmi place. Și acum dacă te ocupi de amenajarea apartamentului părinților, nu apar și conflictele? Tu vrei într-un fel, e într-un fel. Să știi că sunt foarte atentă la nevoile lor, desigur, pentru că este spațiul lor și spațiul în care vor locui. Dar până unde stă până vor... Tot în București, dar se mută de la un apartament la alt apartament. Da, este firesc ca beneficiarul să aibă ultimul cuvânt, dar oricum am mare încredere, cred, în alegerile mele și plus că vin cu argumente, adică eu nu sunt un despot, știi, care se bat cu pumnul în masă. Eu argumentez și încerc totuși să facem acolo un spațiu și practic, dar și în tendințe, că parcă văd că o să tot filmez și eu reel-uri pe la ei pe acasă. Foarte frumos. TikTok-uri. Soțul Cabral unde este la această oră? Se uită la noi. Tai macarona, așa. Iartă-mă, am văzut, îți filmez reel-uri și stories acolo. Da, dacă te arăt acum ultimele mele notițe, o să vezi că nu mai... prețuri, măsurători, trebuie să iau niște gresii acum, de exemplu, pentru o cabină de duș. Și înainte să intru aici la tine, eu glumesc că stau de mult, dar înainte să intru calculam ariile, suprafețele, știi, care îmi trebuie ca să știu cât comand. Asta poveste reală. Mi se și spune acasă, visuri la roșu, la gri, la gata. La visuri la cheie, da, la gata. Da. Important e că până la urmă Cabral... vă înțelegeți și ajungeți amândoi la aceeași, ajungeți și tu și părinții și tu la aceeași, la același numitor comun. Cabral este, da, un pic plecat acum cu un proiect auto, căruia o să mă alătur și eu în câteva zile. Unde plecați? Păi el face un circuit pe roți. Nu, 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 a plecat de la București și punctul maxim este Atena. Dar pentru că eu aveam un alt proiect aici la București, a trebuit să plec un pic mai târziu, o să zbor la Atena și ne întoarcem împreună. Testăm mai multe mașini electrice într-un proiect foarte simpatic, cu, mă rog, fel de fel de experiențe și culinare, deci, practic, și turistice. Cu mașina electrică pleacă, nu? Da, cu mai multe mașini electrice. Și colegul Andy. Andy Moisescu, știu că am filmat odată un promurile pentru final de an și a venit la Pitești cu motorul pe autostradă. Și era decembrie, ianuarie? Da, sau... ceva de genul ăsta. Da, era da, da. Și nu e nimic atipic. Pentru promurile de Crăciun. Și atipic ziceam, cum pentru cu motorul? Și, da. El, într-adevăr, este pasionat de orice mijloc de locomoție și avem așa o colecție de... ATV-uri, tractorașe, motociclete, scutere. Să luăm așa pe și deci, încă am n-au început să urce la volan, dar îți dai seama că văzându-și părinții într-acolo ne îndreptăm. Probabil karting în curând. Sunt bine copiii. Uite, am petrecut acum, că tot au fost sărbătorile, unde câteva zile. Ce crezi? La noi în bucătărie.
foarte frumos. Da, avem o bucătărie destul de spațioasă și de obicei suntem gazde. De câțiva ani noi facem pe gazdele și reunim așa familiile. Am și făcut un soi de detox de tehnologie. Ne-am propus să nu postăm, n-am făcut nici poze, n-am filmat, copiii nu s-au uitat la tabletă, la desene și așa mai departe, pentru că am simțit cumva nevoia să ne conectăm mai mult la familie decât o poți face. Sigur că e mișto să-ți creezi amintiri și să filmești când ești la un spectacol și din apreciere, practic, tu scoți telefonul să filmezi, ca să te mai uiți și apoi. Dar, realist vorbind, cu ochiul liber, toată desfășurarea de forțe se vede și se simte mult mai intens. Și cui a fost mai greu să stai departe de telefon? Să știi că copiii nu mi-a fost. Nu, da, copiii au menționat de vreo câteva ori patrula cățelușilor și filmele cu spioni, dar au fost și ei încântați totuși să petrecem și să facem mai multe activități în natură, când n-a plouat, așa. Da, asta e prima dată când faceți treaba asta? Să ziceți, băi, lăsăm telefoanele deoparte și nu mai avem treabă cu ele? Mi se întâmplă rar prin prisma meseriei, cumva. Tocmai de asta zic, că tot timpul te simți conectat. La un moment dat și obligat, știi, hai să postez tradițional la poză de Paște. Uite, eu și familia mea ne-am îmbrăcat așa, am mâncat asta. De data asta n-am mai simțit. Știe toată lumea cum se petrece Paștele tradițional în familie, nu facem noi ceva ieșit din comun și... Nu cred că te judecă nimeni dacă pur și simplu ții pentru tine câteva momente de astea, știi, personale. Asta vede în ce în ce mai multă lume. Dar simte e greu, să se îndepărteze puțin de tehnologie ca să te conectezi acolo cu familia, așa e mai mult timp. Să... Eu acum nici nu mi-aș dori să ne îndepărtăm prea tare, că până la urmă ți-am zis prin natura meseriei, eu uite, am proiecte, sunt cu trollerul acum la tine venită la emisiune, că plec la aeroport direct și sunt speaker la un eveniment dedicat copiilor. Ce unde? Da. La Vatra Dornei, zbor la Cluj, mai iau mașina, barca, elicopterul și ajung, da. Și te duci acolo? E o întâlnire cu părinții? Este un eveniment organizat în mai multe grădinițe, dedicat ecologiei și grijei, responsabilității față de animale, plante, grija pentru alimentație sănătoasă, reciclare și așa mai departe. Niște subiecte pe care și... eu și voi, sunt convinsă, le abordăm cu copiii noștri acasă și îmi place că cineva face treaba asta la nivel macro. Știi? E prima dată când ești speaker pe genul ăsta? Nu, sunt ambasadorul acestui proiect de un an de zile. Am mai avut fel de fel de apariții, intervenții și la emisiuni și radio și TV. Iar acum e prima oară când de fapt ne ducem offline, știi? Că facem noi mare vulvă și tămbălău online, dar până la urmă de multe ori și interacțiunea, știi, face-to-face e foarte importantă și mai ales pentru niște preșcolari care prin joacă, practic, vor învăța mesajele noastre. A dat lumea uitându-se la noi la emisiune, vrea să ne întrebe dacă poți, dacă ai nevoie de zidari și de macaragiu, știi? Adică... Dacă ar putea să lase și contactele, să știi că sunt oricând binevenite, pentru că forța de muncă e destul de ocupată. Deci, Andreea Ibaca, vă rugăm frumos pe Instagram, pentru diferite meserii, a zis, domne, i-a zis că e mai începător, dar uite, șantie pe șantier, zugrav sau macaragiu, dacă ai nevoie. Păi nu, că dacă el este zugrav începător, eu sunt zugrav cu experiență deja, așa că... Ok, perfect. Oamenii știu că au văzut că șefă de șantier, acum imediat să-și trimită CV-urile. Am văzut că ați avut o vacanță și cu la Amsterdam, nu? Da, a fost prima deplasare pe anul acesta, prima vacanță de aproape vară, la Inochie, da, la sora mai mare, care locuiește de vreo 3 ani la Amsterdam, a plecat acolo la studii și ne facem timp în fiecare an, cel puțin o dată pe an, să mergem și atunci ea este 100% la fel disponibilă pentru activitățile cu copii și pentru copii și n-ați fi crezut probabil, dar Amsterdam poate fi un oraș foarte kids-friendly și noi am fost numai în locuri destinate lor, de la parcuri de distracții, la fel de fel de muzee, unele chiar mai atipice, știi că noi pe vechi consideram că muzeele sunt alea în care vezi, nu știu, picturi, sculpturi și așa mai departe, dar acum sunt fel de fel de muzee foarte atractive pentru cei mici, mă rog, muzeul figurilor de ceară, muzeul curiozităților, fel de fel de experiențe, 3D, 4D, 5D. Asta e și în România, știu cum se numește, iluziilor, nu? Da, believe it or not, îi zic ei, acolo. Cred că există, da, mai nou și în România. Uite, asta este un oraș în miniatură, este în Haga, la o oră și ceva cu trenul. Și asta e tot în Haga, pe plajă, și ne-am dat în roata aia mare. Deci a fost o vacanță... Iată, muzeul Lego, adică acolo. Magazinul Lego, ca un muzeu, practic. Ea vrea să rămână în Olanda?
Probabil, la momentul acesta e foarte bine acolo. Acum să vedem. E la studii acolo, deci anul 3 mai are un an, nu? Ceva de genul acesta? Da, s-a și angajat între timp acolo. Dar este foarte tânără și fără responsabilități și o să decide singură cum este mai bine. Sunt convinsă că noi o vom susține indiferent de decizia ei. E foarte complicat din punctul meu de vedere. Trei ani acolo te obișnuiești, îți faci un mediu. Ea s-a aclimatizat, da, perfect. Pentru noi a fost dificil din punct de vedere meteo, pentru că vremea e foarte capricioasă, știți, în Olanda și tot timpul plouă, e destul de frig. Am fost acum, astea sunt și niște poze mai vechi de vara trecută, dar și acum am fost, de exemplu, la Elfia, la un, uite, asta era de la Elfia, un festival fantasy. În care lumea vine deghizată în prințese, în fel de fel de personaje, elfi și așa mai departe. Sănătate! Mulțumesc! Mai citeam mesaje de la telespectatori. Și a venit îmbrăcată în zâna cea bună, după cum ați văzut, într-o rochie cu crinolină superbă. Eu când am văzut-o în stația de tramvai unde ne-am întâlnit, am căzut de pe bordură la propriu, am pășit pe lângă și fără geacă. Adică ceva, bine, e și foarte tânără și știu că și eu făceam aroganțe de-astea cândva. Pentru noi a fost destul de frig și nu ne-am deghizat chiar așa cum mi-aș fi propus inițial, dar chiar și așa, am avut o pățanie la Comic-Con, unde l-am întâlnit pe Spider-Man. Acum nu știu dacă poate cei care ne urmăresc au citit deja la mine pe Instagram sau nu. Uite, astea sunt imaginile cu Spider-Man. Săracul Spider-Man s-a speriat de mine. Cabral e mai mare decât Spider-Man. Da, păi na, era un Spider-Man de buzunar. Cabral e mai mare decât Batman. Cabral, să știi că este dublura 1 la 1, am testat asta în America, a lui Will Smith. Da? Și el, de fapt, acolo a venit la Comic-Con deghizat în Will Smith. Okay. Mă rog, de berceni. S-au dus oameni să facă poze, zic, uite, bă, Will Smith e aici. Da. A fost foarte simpatic că l-am întâlnit pe Spider-Man, pentru care Tiago se tot pregătea de câteva săptămâni de când vorbeam noi despre Amsterdam, fix când ăsta micu a dormit în cărucior și așa de tare rău mi-a părut. Așa, nu l-am trezit, că e păcat să trezești un copil care n-a. Cum, păi odată să-l vede pe Spider-Man, îi trezeam. Păi stai că ne-am mai învârtit de acolo de mai multe ori, nu? Trezeam, hai de mamă, trezește-te, uite, a venit domnul Spider-Man. La concluzie. Stai că am mai mult de povestit. Așa. Te-ai învârtit acolo, s-a trezit? Am învârtit până, da, dar inițial l-am zărit și absolut spontan. Am zis, hai să fac o glumă simpatică de mine. Știi, atunci când nu te remarci prin costum, că eu nu eram deghizată în nimic, n-apucasem să fac pregătiri, dar zic, hai să fac o glumă care a ieșit mai bine sau mai straniu decât mă așteptam, știi? Și m-am dus la el și arătându-i pe cel mic, îi zic, hey, excuse me, is this your kid? Știi? Omul și-a luat prag, șoc. A bolborosit așa niște onomatopee, efectiv, nu mai știa ce să zică, după care atât a putut, a zis, no! Și zic, aoleu, zic, glumeața de mine, zic, am dat-o din glumă în paranoia, zic, stai să-l liniștesc. Și eu, ca să-l liniștesc, cum ar fi, știu, îi zic, no, it's okay, he's my kid, it's okay. Ăsta mai rău, să facă prăbușire de calciu și zice, but I don't know you. Și după aia să înțeleg, se uită mai bine la copil, știi, și începe să râdă, zice, copilul e îmbrăcat în Spider-Man. Era și el într-un training, știi, de Spider-Man, ca un mic păianjenel. Și zic, da, asta era glumă, că credeam că îmi spui că e copilul nostru. Îți dai seama că el probabil știa ce probleme are. Prin oraș, prin da, oraș, cred, și de asta. A dat cineva mesaj și a zis, superbă doamna Ibabka, pupici din Elveția sau din Canada. Din pupici Canada, și de pe sectorul 2. Mulțumesc frumos! Uite, respect și admirație pentru doamna Andreea și pentru Cabral. Mi-s foarte drag, succes în tot ceea ce fac, Mariana de la Târgu Mureș. Citim și mesajele telespectatorilor, doamna Ibabka. Da, văd că lumea chiar este activă și trimite pe WhatsApp foarte multe impresii. Lumea, uite, mai vrea la angajări, că deci sunt zugravi care caută de muncă. Am văzut, deci mai am acum de demontat o cadă ca să fac cabină de duș. Instalatori, deci căutăm instalatori. Da. Instalatori ar ajuta, da? Perfect. Și repede. Oameni buni, pe Andreea Ibabka pe Instagram, puteți să ajungeți direct la sursă acolo. Eu mă bucur că ai trecut de pe la noi și mă bucur că ai povestit chestia asta. Știi, de sărbători să dai toată tehnologia la o parte, să te conectezi cu familia, să fiți măcar doar voi. Măcar din când în când, da. Și că acum pleci după povestea asta unde ești speaker, te duci la Atena. Da, mă duc la Vatra Dornei, revin o zi, am ceva filmări delicioase, niște rețete pentru o campanie și așa. O să vedeți la mine pe Instagram, că tot l-ai pomenit. Și apoi plec și eu de la Atena în același circuit cu mașini. Plecăm fără copii, deci o să fie destul de relaxant. Copiii cu cine sunt? Da, copiii cu bunicii. Cu bunicii? Cum ar spune Fimiu, bunicii se ocupă de caz. Da. Și aveți liniște când plecați fără ei? Băi, a trecut prea mult, ce face, nu? Aveți gândurile astea că i-ați lăsat cu bunicii? Nu, sunt bunicii? Sigură că sunt pe mâini bune și se vor implica și părinții mei și socrii mei. Deci ei sunt în siguranță. Asta vor avea sunt un program da? Foarte aglomerat, cât să nu ne ducă lipsa și până la urmă eu o să lipsesc doar 4 zile și jumătate. Deci chiar nu este mult.
mult, dar nu se întâmplă prea des, recunosc. Și oricum am lăsat deja listă cu meniul pe zile, nu cu cred. Activitățile pe zile. Cu, așa da. Tipic care ești? Un pic. Nu trebuia să zic asta, nu? Nu, mi se pare foarte. Și meniul și tot? Da. Îți dai seama că bunica, după ce vede meniul celălalt, se mamă că tot ce știu eu îi fac. Atent, eu am și câini, am și 3 câini, deci îi las și pe aia și aia au tratamentele lor, medicamentele lor, suplimente la fiecare și să nu se încurce bunicii. Deci nu e ușor să fii bunic la voi. Liste peste liste, la mie îmi place cu A4. Știi, și las acolo pe masa de la bucătărie. Da, și trebuie să bifeze? Ți-am zis, am încredere. Ok. Da, merg în orb. Uite, ești o femeie foarte frumoasă. Te salută din Viena cineva, Ben. Vezi, uite, oameni care mulțumesc se bucură frumos. Și ne-au trimis și mesaje. Dar văd că foarte mulți din afara țării. Da, sunt și din afara țării. Se uită foarte mulți români la noi și le mulțumim mult de tot. Uite, cineva zice instalator la gaze, dacă aveți nevoie, se oferea. Așa că... Nu, centrala e bine, e pe perete. Andreea Ibaca pe Instagram, trimite ție mesaje. Îți mulțumim mult, să ai baftă și te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc mult și eu. Mai ales că acum poți să vii mai des pe la noi. Da. Da. A durat un pic să mă prind. Da, asta așa. Zic și eu. E cam povestea cu Spider-Man, de ce zici asta? Da, exact. Da. Da. Așa mulțumesc mult. Și salutări Luca Bral acasă, salutări copilor și oricând te așteptăm cu mare drag, Andreea. Mulțumesc. Oameni buni, după publicitate revenim, iată-i pe Dulei cum așteaptă să intre în direct. Unul ne vorbește despre inimă, altul ne gătește ce este bun, altul are Adidas un cadru. Important este că ne vedem cu ei imediat, oameni buni, după publicitate. Rămâneți, suntem aici în câteva momente.